după o seară de domn, atât de binecuvântată, poate ne-am gândit ce ne-ar mai putea vorbi Domnul. Pentru că fiecare a fost binecuvântat și hrănit și Dumnezeu ne-a dat tot un cuvânt la fiecare. Aș vrea întâi să citesc un cuvânt din Scriptură care l-am primit în dimineața asta. Cred că Dumnezeu îl are pentru noi ca biserică și după aia să mă rog pe baza cuvântului. E din 2 Corinteni 6, 11 la 13. Spune, am dat drumul gurii față de voi, corintenilor. Mi s-a lărgit inima. Voi nu sunteți la strântoare în noi, dar inima voastră s-a strâns pentru noi. Faceți-ne și voi la fel. Vă vorbesc ca unul copii ai mei. Lărgiți-vă și voi. Și cred că Dumnezeu aici a vrut să ne vorbească că El, Lui i s-a lărgit inima față de noi ca Biserică Betlehem. Și dorește și de la noi, ca și noi să ne lărgim inima față de El. Și aș vrea să mă rog în dimineața asta, în direcția asta. Doamne, Tată Dumnezeule, venim înaintea Ta, Doamne, în numele Lui Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, Doamne. Te rugăm, Doamne, Tu, Doamne, să faci viu cuvântul Tău în inimile noastre. Mă rog, Doamne, ca să ne ajuți pe fiecare, Doamne, să ne lărgim inima la ceea ce Tu ai pentru noi, Doamne. Așa cum Tu îți lărgești inima față de noi, Tatăl Dumnezeule. Mă rog, Doamne, în numele Lui Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, Doamne, să mă călăuzești, Doamne, să pui cuvinte în gura mea. Amin. Duhul Sfânt, ești binevenit în acest loc. Mă rog, Duhul Sfânt, ca Tu, Doamne, să pui cuvântul în inima fiecărui frate și fiecărui suror din Biserica Betlehem în această dimineață. Amin. Amin. În ultima predică, mama ne-a vorbit despre frica de Dumnezeu care ne ajută să avem credință, să îndrăznim să avem credință. Luni am fost binecuvântat, am primit cuvântul lui Dumnezeu. Dacă luăm cuvântul lui Dumnezeu și credem în El, putem merge mai departe. În această zi, Dumnezeu mi-a dat un cuvânt pentru biserică, care vreau să-l împărtășesc cu voi. Fiecare am primit încurajare și suntem bucuroși că Domnul ne-a vorbit. Iisus Hristos este cu noi și suntem în voia Lui ca biserică. E bine să știm asta, nu? Ne bucurăm că Dumnezeu ne-a vorbit, că suntem în voia Lui. Da. Haideți să deschidem fiecare Biblia la Ioan 4, de la 4 la 42 și să citim de acolo. Ioan 4, 4 la 42. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns într-o cetate din ținutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cum, tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samariteni. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singură ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai, deci, această apă vie?
Ești tu oare mai mare decât Părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iar sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu în viață îi va fi sete. Ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă, care va țâșni în viața veșnică. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Du-te, i-a zis Iisus, te cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia i-a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că cinci bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul că nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la cei nu cunoașteți. Noi ne închinăm la cei cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să-i se închine în duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși, niciunul nu i-a zis, ce cauți? Sau despre ce vorbești cu ea? Atunci și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor. Veniți să vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. În timpul acesta, ucenicii rugau să mănânce și ziceau, Învățătorule, mănâncă! Dar el i-a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ucenicii au început să zică, deci unii altora, nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Cine seceră primește o plată și strânge roadă pentru viață veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Căci în această privință este adevărată zicerea. Unul seamănă, iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit. Alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii care zicea, mi-a spus tot ce am făcut. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei. Și el a rămas acolo 2 zile. Mai mulți s-au crezut în el din pricina cuvintelor lui. Și ziceau femeii, acum nu mai credem din